Transnistrianul nu a vrut să-mi dea cortul dacă nu luăm și o Catiușă în nagruscă. Altfel nu. Ce să fac cu Catiușa, băi omule? Eu am nevoie de cort, nu de armament. Net și net și net. Așa scrie la regulament. Un cort, o Catiușă. Zic, băi, dar fără Catiușă nu le dai cortul. Net. De-a mă îmi dădești și un tank și doi sanitari și pograniciună sabaca. Senia, poate oaspeții din România sunt obosiți. Hai să mergem odată. Поехали, братуха! Băi, omule, eu am nevoie de cort, nu de bază militară. Și până la urmă ați făcut rost de cort? Valera, s-a înțeles cu un restaurant. Uitați-vă monumentul lui Kotovski. Haiduc sovietic, bandit inteligent. Cunoște 7 limbi străine, săracu. Chiria la restaurant cât e? Nimic. Valera îl cunoaște pe stăpân. Este consulatul românesc. Rând la vize europene, bled. Aha. Bă, că nu prea se înghesuie lumea. Uite cum doarme lumea pe cartonaș. Mama, tata? Da. Cum îs? Bine. Otto-i bolnaveor. Aici ne întoarcem. Da, da, da. Am înțeles. Noroc, Valera, noroc. Stimați oaspeți din România, ia să vă prezint eu cu cine mândrim noi. Hai, Chișinăul nostru, mijitel și frumușar! Teatrul Național Mihai Eminescu. Sala de orgă, primăria, Catedrala Metropoliei, Arcul de Triunf, Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt, Președinția, Piața de Flori, Catedrala Metropoliei, Monumentul Ștefan și cel Mare și Sfânt. Capitala noastră e foarte verde. Aici sunt căsuți foarte frumoase. O grădiniță de copilaș. Aici e tare bun asfaltul, băieți. Băi, Senia, ce bă cu atâta reclame în limba rusă? Basarabia nu e independentă? Este din cauza că noi suntem mai șmecheri decât voi și grăim în două limbi. În limba moldovnească, care aproape e aceeași română, și limba rusă, în care poți grăi peste tot. Dar rușii știu, bă, românește? Ca și românii rusești. Dar basarabienii cunosc și româna, și rusa. Și punctum! Ura! Porțile orașului, blocurile cele două sunt ca niște porți deschise. Bulevardul Dacia, tare latial, tare latial. Complexul memorial Eternitatea. Încă o grădiniță pentru copilași. Bulevardul Moscova. Monumentul eroilor din Afganistan. Ăsta e cartierul Râșcanovca, unde voi o să locuiți, dragi oaspeți. Iertați-mă, e vina mea, că n-am făcut asta până acum. O iubesc pe Vică. Sincer. Și m-aș bucura foarte mult dacă ați fi de acord cu căsătoria noastră. Ok? Hai, asta-i. Hai la pantofi. Ce bom, băieții se drogează în drum. Oră ce s-ar întâmpla, tu vei fi iubita mea. Sufletul nu chinui. Bine, plec. Nu, 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 tu mai stai cu noi, că am ceva să-ți spun. Ce să? Mâncați taran cu oameni buni. Băi, Senia, dă bă o vodcă, băi. O zic că taran cu ăsta, că l-a mâncat un câine. Nu, Senia, Johnny, Senia! Asta-i una, a doua, vodcă nu-i. Taranca-ți bea cu pivă, adică cu bere. Așa-i, Vica? Da. Și-a treilea. Și l-ai făcut tu câine, ble? Pichini, ble? Tu ce-ai ahuit? E, fraților. Ia, hai, foc. Hai, hai. Eu stare supărat, Vica. Valero ne-a zis că n-am și catalanuntă dacă n-am o subieu. Nu-i mudac el. Mudac. Da.
mamă. Rupse-i cheia. Ce? Rupse-i cheia. Și cu ce fac? Ce fac, mă? Fiindcă tot am o sfașă de căcat, nu mă rușu fac eu trainic. Crezi că o rezolvi, Nasenia? Șezi vără grijă. Am uși deschidem ușa și mergeți la biserică. Nu, bă! Băi, Vlade, ce caută, bă, statuia unui domnitor român în Republica Moldova? Vă rog frumos! Urmează un moment de reculegere pentru domnul Moldovei. Doamne, scuză-mă, ce lor da, băi, frate, să mănânce? Răgățenilor! Idioți! Mancurților! Mancurți sunteți! O, ce ciorne! O, ce strasne! О, чи жгучие! Я уж думала, ты не приедешь! И прекрасные! Как хорошо, что как... ты здесь! Люблю я вас! Сергей! Как боюсь я вас! Знать, увидеть, да, хоть посмотрю на тебя! Хорошо! Хорошо! Asta e o nuntă românească. Deci, de acum înainte, se va vorbi românește! Bravo! 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 Se interzicem limba ocupantului bolșevic pe pământul sfânt al lui Ștefan cel Mare! Bravo! Și spui bravo! Sârbă oltenească! Bravo! Bravo! Pe scenă cineva. Un foarte bun actor murea. Și un spectator aplauda. Dar altul lacrimă ștergea. Уважаемая публика, прекрасный жених и невеста. Людмила Калохина обнимает вас и просит прощения за столь ранний уход. Жениху и невесте вечной любви. Занавес. Пусть меня проводит достойный мужчина. Să te ajute. Puteți să mă previ. Te previn. Or să mai fie concursuri și o să facă orice să arate că nu mă meriți. Dacă boala mai spune o dată mire de închiriat, îl bat. Nu uita de ce am venit. A cine era rusul care ți-a cântat o cinciornă, eu și... Un bereșor de la Moscova. Și nu știe românește? Mama lui e rusoaică. Te deranjează domnule Johnny? Ce s-a întâmplat, Valeriu? Șeful restaurantului a auzit că unchiului nu-i place limba rusă. Așteaptă să-i ceară scuze. Rusește. Vlad nu vorbește rusește. Ar trebui să vorbească. De ce s-a oprit lumina? Pentru că ai făcut tu show cu Ștefan cel Mare. Și sfânt. Șeful locului ăsta e rus, înțelegi? Aici lumina vine de la ruși. Păi-s deștepți, bă. I-au pus cu botul pe labe pe Basarabeni și le-au luat tot.
Te-ai uitat la ei ce fețe tristeau? Clic stânga, vorbesc rusește. Clic dreapta, vorbesc românește. De fapt, ei nu știu nicio limbă ca lumea. Vica știe română mai bine ca noi. Tu ce-ai face în locul lor? Revoluție totală, tată. Nu rămânea picior de armata 14 aici. Păi n-aveai insignă de european în piept? Ce contează ce limbă vorbești, ești om și gata. Cum te cheamă? Nu știu. Pe mine știe tot. Vrei să faci facultatea în România? Nu. Îmi place cum dansezi. Mie îmi place înghețata. Cred că m-am îndrăgostit de tine. Tata e rus. Dumneavoastră se vede că bucatele pregătite de mireasă sunt gustoase. Dar mireasa noastră a fost furată și mirele trebuie să o răscumpere. Hoții care au furat-o sunt băieți serioși. Sunt veterani de războaie, trecuți prin Afganistan, Cecenia, Transnistria. Fără 2000 de euro, nu îi eliberează. Mirele bani nu are. Ce facem? Îl împrumutăm, blea! Întrebare pentru 2000 de euro! Valeriu! Banul jos! Ce vrem? Întrebare pentru amândoi. Ce? Când a fost trădată pentru prima oară Basarabia de către armata română? Valeriu! Dar tu o iubești? E însărcinată. August 28, 1940. Basarabia a fost cedată de către armata română. Trădat. 10.000 de euro. Ia-i și dispare. Mai are un singur momentel, înțelegi? Ia-ți mireasă ziua bună. De la tată, de la mumă.